Salut! A revenit cu clipul cu motorul, compresorul de frigider. Am făcut ansamblul. Am conectat servomotorul cu compresorul printr-un furtun momentan, să putem să facem testul, după care va urma, dacă va fi totul în regulă, să fac niște cuple la strung, să le pot îmbina foarte bine. Dar haideți să vedem rezultatul testului. Da? Motorul, servomotorul, eu din China l-am comandat de 1100 de W, dar de fapt el are putere undeva la 550 de W. Da? În jur de 3500 de rotații. Dar în sarcină, că i-am făcut un test înainte, în sarcină duce undeva la 2600. O să vedem pe parcurs. Ce am mai depistat la viteză foarte mare, motorul are o vibrație și tind să cred că din cauza contragreutății de pe spate, unde era pistonașul motorului, la viteză mare vibrează. O să-l desfac la un moment dat și o să-l duc din nou la strung să-mi frezeze porțiunea asta, adică să rămână drept. Sper să elimin vibrația. Și iar ungerea, am văzut că dacă îl folosesc foarte mult timp, deja tinde să se blocheze. Eu acum i-am dat cu niște ulei aici. Da? Vom depista toate problemele care vor fi pe parcurs. O să le îmbunătățim, să vedem ce putem face din el. Dar haideți să facem testul. Da? Am găsit și un condensator puțin mai mic față de celălalt care am făcut prima dată probă. Îl punem pe pinul negru și pinul roșu. Ok. Luăm aparatul de măsură. Pornim. Sper că se vede. Nu se atinge. Dăm drumul motorului. Și începem cu o turație mică până la o turație mare, să ajungem în 50 de Hz, să vedem ce voltaj scoate. A început să vibreze. Avem deja 1800 de ture, 1830. De ture, avem 338 de volți, 50 de herți. Nu dau mai tare că mi-e frică că deja vibrează și sper să reziste furtunul, conexiunea între ele. Asta fără sarcină.
Haideți să-i punem și o sarcină, să vedem ce spune. O să încercăm mai întâi cu un bec de 100 de wați și după care vom mai atașa. Legăm cleștișorii. Sper că se vede aparatul de măsură. Îl dau puțin mai așa. Avem becul de 100 de wați. Să-l punem aici. Se vede, da? Sper să nu atingă. Nu știu cum să fac să... Aici că vibrează, o să-l pun așa, așa, se vede, îl dau cu ăsta puțin mai în spate, perfect, punem pleștișorul la loc, și haideți să-i dăm drumul, să vedem ce zice. De herți. Nu-i dau o turație mai mare. Mi-e frică că larg deja se încinge becul. Mă bubuie. Haideți să punem o putere și mai mare. Aici avem 3 lămpi halogen. Prima e de 200 de wați, a doua de 155 ceva de genul și aceasta 135-125 ceva de genul aproximativ. Nu mai știu exact când le-am cumpărat, cum le-am cumpărat. Deci avem un total vreo 400 ceva de wați aici. Se vede, nu știu, așa să pune. Haideți să iau aparatul de măsură. Să pun să fie în cadru. Haideți să-l las așa. O să-l dau pe ăsta puțin mai în spate. Perfect. Să nu fac atingere pe aici. Puterea e destul de mare, din câte am observat. Așa, a sărit un cleștișor. Se vede și aparatul, se vede totul. Haide să vedem. Atât poate motorul momentan. După cum puteți vedea, avem 190-200 de volți.
dacă dau durație mai mare, văd că sar herții, se duc mai mult. Deci la o durație de 2470, dar să ducem în 50 de herți cumva. O să stabilizăm cumva. 47, 55 de herți, 47, 187 de volți. Deci se poate duce și mai sus, dar trebuie făcut în așa fel să fie în 50 de herți. După cum puteți vedea, lămpile ard foarte tare, s-au încins, îmi iese puțin fum din cablu. Să pun și becul de 100 de wați lângă, să vedem ce zice. Da, să vedem cum îl bag pe aici. Asta e încinc. Am încins foarte, foarte tare. Totul e în regulă. Haideți să mai dăm drumul o dată. Vibrează destul de tare. Atât poate duce servomotorul, nu duce mai mult chiar dacă îl dau mai tare, deoarece o pune rezistență. Deci avem 2544 de ture acum și ne scoate 174 de volți, 42 de herți. S-au încălțit puțin, nu foarte mult, deci nu este încins, chiar nu este încins. Ok, deci testul este unul reușit, din punctul meu de vedere, cu siguranță poate duce destul de multă putere, decât că trebuie angrenat cu un motor care să fie puternic, adică să poată rezista în 3000 de ture, ceea ce înseamnă și consum pe el. În funcție de timpul liber, oricum, eu o să tot fac clipuri cu diverse teste, o să încerc, după ce voi freza și voi pune totul la punct cu el, voi încerca să fac un postament metalic în care să pun și o volantă. Poate ajută mai mult să vedem ce randament poate avea atunci. Până atunci, vă mulțumesc. Dacă vă place subiectul, dați un like și abonați-vă. O zi bună!